Noastră și vreau să te rog frumos să ne cânti și tu, dacă poți, în amintirea lui tata. Chiar îmi doresc să cânt, să încep un program cu Dacă Tata Va Veni. Să-ți dorim drum frumos și vreau să spun câteva cuvinte despre tata. S-au spus foarte multe lucruri. Eu știu de la mama mea că atunci când ea era sarcinată cu mine, pe atunci, în timpul liceului, nu se prea știa ce o să aibă, fată sau băiat. Și într-o seară,
el a visat un vis, zici că Svetlana nu te mai va iucara ce i s-a epat sau băiat, că eu știu că să vin cu fată. Eu am visat un vis cu o polubiță albă, a venit așa, fâr, și s-a așezat pe pieptul meu. Din păcate, m-am așezat pe pieptul tatei, dar nu prea pentru mult timp, pentru că l-am pierdut prea de vreme, prea prematur, să-i spunem. Lucrurile ar fi fost clar că altfel în viața mea să-l fi avut pe acest mare, mare rapsod alături care a fost tatăl meu și care m-a iubit ca lumina ochilor în cap. Dar cu ajutorul bunului Dumnezeu cânt și merg pe drumul meu. Bravo! Cântata va veni! Thank you.
Thank you.
eu pânia. Știi că eu te iubesc tare mult și, cum zice tata meu, avem un orchestru, un băie de treabă. Am înțeles! Mulțumesc lăutarilor!